Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Ei bine, astăzi este vineri și trebuie să mă duc la PC Cooler să dau înapoi tastatura și vreau să mă duc cu bicicleta, așa că o să iau GoPro cu mine și o să filmez ceva pe drum și să mai vorbim câteva chestii. Bun, să mergem! Pentru că s-a făcut frumos afară, am zis să ies eu puțin cu bicicleta, apoi că bate vântul ca dracu și e foarte tare până acum, ce pot să zic. Mi-a fost dor să ies pe afară. Vă îndemn și pe voi să faceți asta acum cât e cald. Mă rog, o să fie cald de acum încolo. Să ieșiți cu bicicleta, cu role, cu skateboard, cu ce aveți voi. Bun. Mie mi s-a stricat frâna pe spate, cred că am ceva ulei pe ea. Nu știu, că nu mai ține deloc. Și îmi plac autobuzele care stau în stație. Bun. Ce îmi place intersecția asta. Să mă duc și eu pe aici. Hop, așa. Frumos. Se face și la noi verde sau sal? Am înțeles. Ce îmi place când plec primul de la semafor. Iar acum avem tot Mihai Bravo în față, liber, e ora 5. Lumea nu pleacă de la seba, da, ia uite ce pe sensul celălalt. Am înțeles. Și toată lumea vă chestie de la școală, nice. Bă, și am văzut recent, mă rog, recent, acum mult timp, că Bucharest Bike Traffic s-a lăsat de YouTube. Și chiar îmi pare rău de chestia asta, pentru că îl urmăream. Dar și-a deschis un nou canal, așa că o să vi-l las în descriere. Să mergeți să vă abonați și la el. Cred că ar aprecia super mult dacă faceți asta. Și da, chiar îmi pare rău. Era super, super tare omul. Mamă, ce-i aici? Mașini parcate peste tot. Îmi place orașul ăsta. Hai, mă bag și aici. Slabă mișcare. Foarte slabă mișcare. Ce pute autobuzul ăsta a noxe. Ia. Numai noxe și țev de eșapament în orașul ăsta nu-mi place deloc. Oh, ce-mi place să stau la semafor. Ah! E roșu, e bine. S
suntem la muncii, mai avem foarte puțin de mers. Pentru că bicicletele se pe aici undeva. Să schimb bicicleta asta, nu! Să moară măta! Ah, ok, hai că nu mai nimeni. Ia uite-l mă pe ăsta! Hai că mă las ăsta din spate să... Wow! Bă, frate, se parchează ăștia fără stres. Fără niciun stres. Hai că acum ajungem. Bun. Am ajuns. Filmez de 12 minute și e pe aici. Și am pornit filmarea din casă. Deci 10 minute am ajuns la muncii. 10 minute așteptam metrou dacă îl pierdeam și mai făceam încă 5 până aici. Pe aici trebuie să ajung. Și am ajuns. Am plecat și eu de la PC Coolers, iar acum mă duc spre casă. Am luat un mouse foarte, foarte tare și o tastatură, nu o tastatură, un controller super șmecher. Bun, și de aici ce fac? Am înțeles. Trebuie să mă întorc. Hai să vedem. Hai să urc pe aici. Am făcut aici o mare șmecherie cu farul ăsta. Mi-a lipit poetul. Un mare scotch, că s-a stricat. Ăsta de prindere. Mare scotch, ești nebun? Ia uite-mă pe ăștia parcați pe 7 benzi. Așa mă! Bravo! Sunteți tari! Coaie! Coaie, uite cât sunt! No, ia roșu! Bun, fraților, acum am ajuns și eu acasă, sunt super obosit după o zi de școală și de pedalat prin oraș. Da, hai să vă arăt foarte rapid ce am primit de la băieții de la PC Coolers pentru review. Deci avem... Bă, stai mă frate, stai fratele meu! Pac, altă viață! Bun, deci avem controllerul ăsta... e un controller wireless destul de ieftin, pentru că mi-a țărit în cap că fac review la chestii scumpe. Este destul de ieftin, e wireless și ci că destul de șmecher. Bun, asta e tastatura mea, deci nu mai am SteelSeries-ul. Asta e tastatura mea, e 3 milioane, să nu-mi săriți în cap că e scumpă, ok? Așa. Ăsta e un mouse nou de la Rocket. De-abia a apărut. Ăsta e foarte scump, e vreo 5 milioane. O să-i fac un review, ci că e foarte șmecher. Mi-a zis bebe că luminează pe aici pe dedesubt și chestii. O să-i facem un review imediat, mă rog, imediat, zilele următoare. Să-mi spuneți ce părere aveți și despre el. Da, și ăsta e mouse-ul meu. Și să vedem dacă îmi place mai mult ăsta decât ăsta, pentru că sunt la prețuri similare. Și am senzația că o să-mi placă mai mult ăsta. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să-mi spuneți în comentarii. Dacă mai vreți să facem episoade de astea de genul cu bicicletă, gen când merg cu bicicleta undeva și chestii, pentru că mie chiar îmi place să le fac și mai vorbim unele chestii și practic prin chestia asta vreau să promovez ieșitul afară și făcutul mișcării, pentru că e foarte bine să faci mișcare și e foarte sănătos. Așa că mai ales acum că e cald afară, vă îndemn pe toți, ieșiți afară cu bicicletele, cu rolele, cu skateboardurile, cu ce aveți voi, jucați fotbal.
pentru că e cald și e bine să faci mișcare. Bun, cam asta cu acest episod. Eu am fost Gami, am sertarele rupte și stricate, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!